Bun. Am un prieten care pare să fie interesat de cum se fac videouri, așa că o să profit de ocazia asta să vă arăt cum fac eu un video. Dar nu știu cât vă interesează, dacă vă interesează, dar eu o să fac asta. Bun. În primul rând, să deschidem proiectul corect. O să fie un video cu Valorant, pentru că, na, cu asta îmi ocup YouTube-ul acum. Așa că, în primul rând, facem curat în timeline aici și tragem videoul pe care vrem să lucrăm. Și eu nu am chef să-l fac pe ăsta. Coste Brim, ignorați numele. A fost meciul de star al lui Cosmin care juca Brimstone. Așa. Bun. Acum, înainte să începem, trebuie să vă spun că eu pe monitorul secundar nu pot să vi-l arăt ușor, dar am un sticky note cu marcare de prin videoul sursă. Așa că țineți cont că atunci când faceți un video trebuie să aveți și asta. Bun. Apropo, asta nu e un tutorial, e doar cum fac eu un video, ok? Bun. Primul marker este chiar runda 1, așa că o să mergem frumos în video și căutăm runda 1. Și ce caut eu de obicei atunci când aleg ce segmente de video să pun, văd unde începe acțiunea și cam pe unde se termină. Și încerc să mă asigur dacă să nu fie o frază începută care nu prea se potrivește. Așa că o să dăm puțin în urmă. Aici începe atacul. Bun, și am marcat începutul fazei. Hai să dăm puțin play. Putem să mai tăiem din ea. Încă n-a început, încă n-a început. Bun, și a început faza. Acum trecem până la sfârșit. Phoenix is voice banned, so you can only hear him if he jumps. Bun. Și aici am marcat runda 1 plus banter. Așa mi-am marcat eu, ceea ce înseamnă că după ce s-a terminat runda, o să mai urmeze o mică bucată de vorbit. Așa că hai să ne asigurăm că o auzim și pe asta. In all honesty, you're not missing much if you don't hear him, so. Oh, we are getting killed by the gold. Ok, o să încerc să limitez pe cât posibil astea, pentru că nu sunt neapărat interesante. Dar, în orice caz, avem primul segment. Următorul este runda 3, așa că avansăm în video până vedem că începe runda a treia. Și a început runda a treia, din nou mergem până când începe acțiunea. În general, când începe acțiunea în jocul ăsta, eu nu mă uit să văd kill-uri. Că și în momentul când s-a făcut un kill, dau frumos înapoi. Op, s-au făcut kill-uri. Deci dăm puțin înapoi. Aici avem deja un mort la noi în echipă. Hai. Să vedem. Ok, putem să ieșim de aici din partea mea. Siphon 2 minute. Ok. Și începe acțiunea. Acum tragem frumos până unde se și termină. După ăla fost scuze. Oricum nu m-a văzut. Deci, ce s-a auzit? Să tragi prost, Cosmin. Nu îmi pasă de partea asta, așa că o să dau puțin mai în spate. Are 9 kill-uri. Încă ceva complet neinteresant. Bun, gata. Good job. Pare un final bun pentru bucata asta, așa că îi spun că aici s-a terminat. O trag frumos în video. O să las spațiu aici în caz că o să vreau să mai trag de ele în sus, în jos. Mai aici ne selectăm clipurile, la sfârșit o să le asamblăm. Control S ca să ne asigurăm că nu pierdem progresul și mergem mai departe. Următorul marcator este în runda 11, așa că mergem frumos la runda 11 și vedem ce se întâmplă. Hai să facem asta puțin mai mare să vedem ce se întâmplă. Ah, am tras fix la runda 11. Hai să vedem când începe acțiunea. S-au făcut niște killeri. Așa, hai să dăm drum. Gotcha. For you.
Uite, s-a făcut puțin prea repede kill, așa că hai să dăm puțin încă mai în spate. Hai să vedem dacă aici e bine. S-a șat ultima ta pe A, parcă, nu? Pare în regulă. Hai să vedem. Până unde merge acțiunea. Ok, nice, bravo. Ok, nice, bravo, nu mai zice nimeni nimic. Pardon, am greșit butonul, n-are nimic. Dar am ales următoarea bucată și am tras-o în timeline. Runda următoare este 12. Adică fix asta, hop, s-au făcut killeri, dăm înapoi și începem. 6.000 bani și au pierdut în continuu. Hop. Am ratat un kill. Sau dacă vreți să vă bateți cu short, nu-l puneți pe short. Am 6.000 bani și au pierdut în continuu. Și boom, s-a făcut un kill. Să nu că se continue cu killeri. Jet acolo, acolo. Ok. Killeri, killeri. Închidem ușă, mai multe killeri. Switching sides. Dau o labă și mă omor. Ok, glumă proastă, dar o să o lăsăm, pentru că se potrivește. Pentru că se potrivește. By the way, planul meu este să eliberez video-ul ăsta după ce le eliberez pe cel pe care îl facem fix acum. Deci, ăsta să fie un the making of, nu o să fie cu spoilere. Ok. Următorul marcator este runda 13, adică cea care începe fix acum. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ok. By face, adică fix înainte să înceapă runda. Ăsta pare un entry point bun. Long A, boys. 3 or 4 guys. Yo este pe site. Ok. Și killeri, 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 defuse. Hai să dacă se vorbește vreo ceva. Nu e da heal, era low. E da heal. Cât e da? Niște băieți care se contrazic pe degeaba. Low, era low. Nice. Era da heal. Nu m-a interesat discuția aia. Doar pentru că știu despre ce este vorba, se ciondănesc despre cât HP mai avea Raze. Whatever. Nu-i pasă nimănui de chestia asta. Îl punem. Mai departe, asta a fost runda 13. Următorul este 16 plus chat. Adică o să mergem la runda 16 și trebuie să vedem ceva în chat. Asta am marcat eu. Deci suntem la runda 16. Adică aici. M-am bătut, mă. S-a făcut un kill. S-au făcut două killeri. Hai să dăm puțin mai în spate. Deci primul kill nu este interesant pentru noi. L-am încasat noi. Nimic interesant. Hai să dăm fix înainte de al doilea kill. Ok. Mid to mid. Asta este un info relevant pentru restul rundei, așa că îl păstrăm. Bravo. Bun, another guy oping mid. Vă puteți duce town-ul. Mă duc. Bun. Dar pentru că știu ce se întâmplă, știu că urmează o perioadă inertă, așa că tragem începutul rundei și după asta mergem înapoi. Adică nu mergem înapoi, dăm înainte până unde se întâmplă din nou chestii. Adică aici, pentru că urmează să se dea un rez care să fie important. Ia s-a dat rezul și acum putem să mergem până la sfârșit. Se dă defuse, hai să vedem dacă se discută vreo ceva. Bun, dar o să am nevoie de un drop de acolo. Nu se discută nimic sigur, important. Deci, îl tragem și de data asta îl lipim de celălalt pentru că astea sunt practic aceeași fază. Deci, le lăsăm împreună. Plus chat. Hai să vedem ce e cu plus chat. Cosmin, tu ai armura? Da. De plus chat. S-a întâmplat aici ceva cu plus chat. Ah, I'm not sure what you're... Ok.
Pe video-ul mare o să se vadă mai bine. Ce acum? Cosmin, tu ai armură? Da. Bun, a apărut mesajul în chat. Deci, mai punem încă un de-asta și până la răspunsul meu. Acum vorbesc. No, you didn't press me. They want to die. Oh, I wanted his smokes. No, never mind, he's better than me. Get out of my way! Bun. Acum urmează să spună Cosmin că nu, 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 nu sunt mai bun decât tine, deși este clar că este mai bun. Adică este doar politicos, să o lăsăm. Hai să lăsăm să fie Cosmin băiat bun. No, you're not. No, you're not. Mă rog, am încercat. Mă rog. Ok, îl lipim aici de restul. Control S, să nu pierdem progres. 21 următoarea rundă. Deci mergem frumos. Suntem în runda 21. Hai să vedem, au început deja să curgă kill-urile. Hai să vedem. Adică fă și tu dacă e interesant kill-ul sau nu. Bravo, înapoi. Sunt în side, boss. O să-i dea revive. Mucață, coaie. Phoenix, Phoenix. Rău spune you că n-am gap aici. Oh, eu n-am ultimată, lol. Enemy down. Bitch. Ok. Mai faci un kill, ai ultimat. Da. Să vină și Ray să facă același lucru. Ok, până aici a fost o bucată. Pardon. Nu sunt eu. Bine, hai, lăsăm să meargă. Nu sunt eu, nu contează. Ok. Check the same position. Ok. Până aici este funny. Acum pare să urmez un timp mort, așa că hai să scrollăm până când vedem următorul moment interesant. Nu se mai întâmplă mare lucru, așa că dăm până când se face penultimul kill, să zicem. Uite până aici. Deci îl dăm așa. Hai să dacă se... Dacă se și întâmplă vreo ceva. One enemy remaining. Bravo, Becu. Main ultimul. 30 seconds left. Main. Bravo, Becu, B, ultimul, bine. Hai să-l... Să-l lăsăm așa? Well, he has that weapon, so take it seriously. On site, on site, on site, on site. Going market. Coming market. Bine. Ok, hai, o lăsăm până la kill pentru că se dă info. Pare interesant. Vreau și AVP-ul jos. Nice, vreau și eu AVP-ul, îi culeg AVP-ul. Uite, acum am uitat dacă astea sunt aceeași fază sau nu. De exemplu, am uitat, așa că trebuie să verific. Da, este aceeași. Deci le lipim. Nu le lăsăm așa despărțite că nu ne interesează. Următoarea rundă este 22. Deci, mergem la runda următoare. Vedem unde încep killerile. Oh, s-au și terminat killerile. Aici pare fix înainte să înceapă, să înceapă distracția. Avem un om pe flanc? Nu. Hai să dăm puțin mai în spate pentru că trebuie să vedem cum a ajuns Phoenix în poziția aia. Cred că de aici este un punct mai bun. Să faci câte kill-uri poți. Nu te, nu fi greedy. Right, am închis fraza inutilă. Și în colț. 80, bravo. Lasă-l să-și facă ISU, hai mă, shop ei. Bun, hai să vedem unde se termină runda. Că nu de alta, dar o să mai vedem asta când ne punem să lucrăm pe video propriu zis. Low HP last. Era totul sub control, n-avea ce să pățim. Ok. Așa. Match point. Următorul marcator este ultimul, care se numește Final Nice, așa că dăm pe unde o fi ultima rundă. Ok, asta este ultima rundă. Deci hai să vedem unde să încep să se întâmple chestii. Un kill la un kill. Prea complicat. Hai să o lăsăm aici. For you. I know exactly. Putem să mai tăiem pentru că nu se întâmplă nimic. Cum ajung să îmi dau rezul? Streamer, streamer. Mort. Am o problemă. Ok. Și acum îl lăsăm până la sfârșit. Că știm că asta este ultima rundă.
Victory. Let's go! Nu știu cum am reușit să-i dau lui Sage 4 hit-uri 145 cu Vandalul acum la ultima fază. O mică pauză, de obicei am grijă să-mi termin toate înregistrările cu GG, așa că o să lăsăm înregistrarea până când zic GG. A fost calculată cum ați zis la urcuței. Am dat rancap, am bag pula morții, mă! Mă, Cosmin, ai prins și tu un meci bun și gata, rancapul. Ai pierd, am pierdut toată noaptea, stai. Ok, Cosmin, ok, trebuie să... De ce trebuie să înjur ca la ușa cortului, mânca mei? Da, ok, cum facem asta? Cum facem să nu avem un jurtur la sfârșit? Ok, fii atent cum facem. Așa, lăsăm jingle-ul. Așa. Îl oprim aici. Îl tragem în timeline și hai să vedem unde zic totuși GG. Rancapul, îmi bag pula morții, mătii. Aolea. Mă, Cosmin, ai prins și tu un meci bun și gata, rancapul. Am pierdut toată noaptea, stai calm. Am luat doar un rating increased. Doar unul singur. Hai, Laur, zi odată GG și închide. Aoleu, n-am zis GG. Nașpa. Well, s-ar părea că video-ul ăsta o să se termine. Uite așa. Perfect, cu muzicuță. Bun. Now. Hai să asamblăm video-ul în sine. Pentru asta trebuie să luăm... Ce e bucata asta de la început? Ah, era doar un rest din alt video. Ok. Zoom in, zoom out pe timeline se face cu alt și scroll. Și puteți să faceți asta. În caz că vreți să modificați ceva mai mărunt sau mai la macro. Acum vrem să lucrăm puțin mai la macro, dar doar pentru că sunt eu puțin maniac, vreau neapărat să am intro pe care... sau... Nu, hai să facem așa. Deci tragem intro-ul. Așa, care este doar sunet, deci îl tragem puțin mai jos. Ăsta o să fie primul, deci, pardon, trebuie să-l aliniem așa, ăsta îl lungim puțin, după care îl tăiem și îl facem să fie muted. Deci mergem la audio gain și îi dăm, ne asigurăm că nu se aude nimic. Ok, și ăsta este intro-ul nostru. Bun. Și hai să facem fix același lucru și cu outro-ul. Punem outro. Hai să punem și outro. Na, dacă tot îl facem, hai să-l facem până la capăt. Deci îl tragem și îl punem la sfârșit. Bun, acum. Când asamblăm videoul, fix acum este deja pus în ordine. Totul este pus în ordine. În mod normal, mai ales dacă faci clipuri cu video-uri cu compilații, cu nu știu ce, poți să... Gen, în momentul ăsta m-aș uita prin tot ce am selectat și le-aș pune într-o ordine, să le-aș grupa, să fie cum îmi place mie. Ăsta fiind un match întreg, deja e totul pus în ordine, deci putem să începem să le asamblăm. Și ce facem acum ca să le asamblăm? Înseamnă că o să selectăm toate spațiile libere și dăm Ripple Delete, care o să pur și simplu șterge spațiul gol și lipește cele două bucăți. Și acum o să dăm apply default transitions. Hai să vedem ce face default transitions. Clipul 1, clipul 2, asta de unul la altul. Așa că o să punem frumos transitions și acum o să aibă un fadeaway. Și asta face tranziția. Este foarte simplu și lejer. Și o să facem asta la tot videoul. Așa. Ăsta pentru că este un clip făcut din 3 subclipuri, o să dăm transitions doar la primul și la ultimul. Pentru că restul vrem să curgă de la sine. Așa. Ok. Ăsta îi punem default transitions de fadeaway și îl tragem și outro-ul. Bun. Și în principiu, acum cam ăsta este video-ul. Acum, în mod normal...
m-aș uita la tot videoul și m-aș gândi la cum aș putea să-l fac mai interesant sau să văd pe unde pot să mai scot chestii din el sau pe unde pot să mai pun chestii în el. Când mă uitam să fac selecția, mi-a venit o singură idee și anume este pe aici o fază, nu asta, cred că asta, unde acțiunea nu este chiar pe ecranul meu, dar se întâmplă la Phoenix. Deci ce o să facem acum este următorul lucru. O să încercăm să dăm zoom in pe hartă, să se vadă ce se întâmplă acolo. Și ca să dăm zoom in pe hartă, în primul rând alegem bucata de segment în care vrem să fie zoom in-ul pe hartă și să o delimităm foarte bine. Și asta o să se întâmple până când moare Phoenix. Sau, cred că e suficient și așa. Da, e suficient atât. Bun. Probabil că ați văzut că schimb. Ăsta este un selector, deci cu ăsta poți să tragi de bucăți. Și am un cutter, care cu ăsta poți să tai videoul unde vrei tu să faci bucăți noi. Dar unde rămăsesem? Aici rămăsesem. Da, deci aici am spus că vrem să dăm un zoom in pe radar. Așa că ce o să facem? O să selectăm bucata respectivă, mergem la Effect Controls și la Effect Controls o să vedeți tot felul de parametri aici. Și dacă vrei, dacă te mănâncă în curs face asta, poți să-l rotești. Poți să-l rotești din mouse sau poți să dai aici o valoare. O să lăsăm pe 0 că nu vrem să o rotim. Dar ce vrem noi este să dăm zoom in. Asta am zis că facem, da? Deci, ce o să facem noi, o să dăm scale și din position o să încercăm să mergem pe radar. Și am mers pe radar. Mie unul nu-mi place să am marginea aia neagră acolo, așa că dăm puțin mai mult zoom in cât să se vadă. O să fie blurat doar cât timp îl mișcăm. Deci ar trebui să fie în regulă. Lăsăm așa, puțin descentrat. Putem să-l dăm încă puțin mai mare. Hai să-l facem puțin mai mare, să fie cât de cât centrat. Așa. Așa. Merge. Și hai să ne asigurăm că s-a întâmplat ce voiam să se întâmple. Deci acum mă aștept că atunci când timeline-ul ajunge în segmentul ăsta să îmi fie un zoom-in. Bun. Din punctul meu de vedere este bine. Dacă vrei să faci, să aibă zoom-ul, o tranziție și așa mai departe, se poate, dar este puțin mai complicat. În sensul că, hai să, cum facem asta, demonstrativ. Hai să luăm tot ăsta, îi dăm Ctrl-C. Ctrl-V aici afară. Și hai să ne gândim cum putem să facem asta. Tot bucata asta vrem. Hai să mă gândesc puțin. Deci tot din Effect Controls. Deci, nu, uite așa se face. Deci în primul rând, tot la bucata asta vrem. Hai să fim în bucată. Effect Controls. În primul rând să le resetăm. Deci în momentul ăsta este resetat. Acum, mergem aici și apăsăm aceste două butonașe care o să-mi permită să-i dau zoom in gradual, să zicem așa. Deci, avem aici niște timestamps care reprezintă începutul. Deci acum o să fie la 0.0. Tragem câteva frame-uri și aici spunem că vrem ca zoom-ul să fie puțin mai mare. Deci hai să-l dăm mai mare și nu o să mă mai chinui să-l potrivesc cum am făcut mai devreme, că e doar pur demonstrativ. Ok? Și vrem ca pe toată durata clipului ăstia mic, zoom-ul să fie așa. Deci o să le selectăm pe astea două, Ctrl-C, Ctrl-V, o să se pun aici și la sfârșit îi dăm reset. Și ce o să fac, ce m-aș aștepta să fac acum este că atunci când ajunge la clipul ăsta, să dea un zoom in puțin mai lent. Uite, de exemplu, astea l-am tras puțin prea aproape. Hai să-l tragem puțin mai încolo.
Și acum are pop-up-ul ăsta de tranziție, să nu fie direct zoomed in. Na, asta e chestia așa, for the lols. Also for the lols, dacă vreți, puteți să începeți și așa pe durata cât timp este zoomed in. Începem cu rotație 0 și aici să termine cu rotație cât o fi. Iupii. Ok, mă rog. Whatever, nu interesează asta. Pur demonstrativ. Clear. Și în principiu cam ăsta e video. Da, ăsta e video. Ok. Sper că ajută.